Hackerii ruși au atacat site-ul companiei ucrainene de energie nucleară. Potrivit oficialilor de la Kiev, atacul a durat 3 ore și nu a provocat probleme prea mari. El s-a petrecut cu o zi înainte ca Volodymyr Zelensky și Recep Erdogan să discute, printre altele, despre situația centralei nucleare de la Zaporojie. Cei doi președinți se vor întâlni la Lviv, iar la discuție va participa și secretarul general ONU. Ultima oară când Antonio Guterres a fost în Ucraina, la Kiev, rușii au bombardat orașul cu rachete de croazieră. Azi noapte, Zelensky le-a cerut ucrainenilor să nu se apropie de obiectivele militare ruse. Apelul a venit la mai puțin de 24 de ore după exploziile care au distrus un depozit de muniție și o bază militară din Crimea. Nihrena sebe! Așa a sărit în aer un depozit rusesc de muniție din nordul peninsulei Crimea. Deflagrațiile au afectat și calea ferată din vecinătate pe unde merg trenuri către linia frontului. De asemenea, a fost distrus și un punct de transformare care făcea legătura între centrala de la Zaporojie și Crimea. Proiectile neexplodate au fost găsite și la un kilometru depărtare de depozit. Причина данной сегодняшней ЧП была диверсия. В данном случае уже понимаем, что происходит. Сверху посмотрели, с поля видно, что это разбросанные уже, то есть массового складирования боеприпасов там нет. La câteva ore după exploziile de la depozit, a sărit în aer și o bază aeriană de lângă Simferopol. Acolo sunt 24 de avioane ale marinei ruse folosite pentru atacuri în Ucraina. Informația a venit de la ziarul rusesc Comersant, care a precizat că autoritățile locale iau în calcul ipoteza unui atac cu dronă. Îngrijorarea cea mai mare este legată de centrala nucleară de la Zaporojie, pe care rușii și ucrainenii se acuză reciproc că o bombardează. Могут повредиться система охлаждения реактора, в результате чего, в принципе, возможно довольно-таки тяжелая авария, но не уровня Чернобыля, а уровня Фукусимы. Situația de la Zaporojie va fi discutată joi de Recep Erdogan și Volodymyr Zelensky în orașul Lviv din vestul Ucrainei. Alături de ei va fi și șeful ONU.